Scandal între ginere și soacră încheiat la spital. Un bărbat dintr-o localitate din județul Argeș și-a târât soacra cu mașina zeci de metri pe ulița satului după o ceartă ca la ușa cortului. Între bărbat și familia iubitei sale, cu care are doi copii, sunt neînțelegeri de ani de zile. La sfârșitul acestei săptămâni ar fi trebuit să se căsătorească, dar neînțelegerile nu au încetat. Și-a vrut să dea în fată și ea îi lăuză. Mama sa, când a văzut-o, s-a dus după ei țipând. El a luat-o târâș cu mașina, fata am găsit-o în comă și el fugise. A lăsat-o acolo, moartă, jos, și a fugit. A fost o altercație între ei. El a vrut să ia copilul, nevasta să fugă la măsa și soacră s-a ținut la mașină și în momentul când s-a ținut a căzut. A legat mânerul la mașină și nu am observat-o și a căzut. Am încercat să o ajut, dar venea socrul meu în spate și mi-a fost frică, mă bate. Acum omul s-a dus la socri ca să-și ia copiii și viitoarea nevastră, dar ca de obicei s-a iscat din nou un scandal între ginere și soacră. Orbit de nervi, omul și-a urcat familia în mașină și a demarat în trombă. Bărbatul susține că nu a văzut-o pe mama iubitei sale când s-a agățat de mașină. Rănită grav, femeia a fost transportată de urgență la spital. Conducătorul auto nu s-a asigurat corespunzător la plecarea de pe loc, nu a observat faptul că o persoană, respectiv soacra sa, se agățase de mânerul portierii stânga-spate, a plecat, fapt ce a determinat ca femeia să cadă pe carosabil. Bărbatul a fost dus la audieri, iar acum este cercetat pentru vătămare corporală din culpă. În urma incidentului, cei doi tineri au anulat nunta, care urma să aibă loc peste câteva zile.